Tot din Evanghelia de astăzi învățăm că biserica este un loc al solidarității, al întrajutorării, al perseverenței în bine, bineînțeles. De ce spun acest lucru? Paralizatul n-a venit singur la Mântuitorul. A avut nevoie de ajutor. Și dacă nu erau cei patru prieteni ai lui care să-l ducă la Mântuitorul, probabil n-ar fi fost vindecat niciodată. Dar cei patru prieteni s-au solidarizat și au zis, hai să-l ducem pe acest om să încercăm. Și Evanghelia consemnează foarte frumos că nu l-au dus oricum, l-au dus cu credință, că așa spune Evanghelistul, văzând Mântuitorul credința lor. Deci nu se vorbește în Evanghelie deloc de credința slăbănogului. Se vorbește de credința comunitară, se vorbește de credința prietenilor lui. Și pentru asta l-a iertat, pentru asta l-a vindecat. Deci biserica este un loc al întrajutorării, al solidarității, al perseverenței în bine. Binele nu se face ușor, dragii mei. Gândiți-vă că a face rău e foarte ușor de multe ori, pentru că a face rău e ca și cum ai pune o bombă undeva. E foarte simplu să pui o bombă și să arunci în aer o țară, o clădire, ce vrei. Dar e foarte greu să construiești un bun, un obiect, o țară, un ceva. E foarte greu să construiești. Ori binele se face greu. Binele se face cu perseverență. Iar vedeți că prietenii ce au făcut? Nu s-au dat la o parte. Când au ajuns la ușa casei, n-au zis, acum nu mai putem intra în casă, nu mai avem vindecare, plecăm la casele noastre. E o ispită ca și astăzi. Vedeți că suntem limitați de legea statului să nu ne adunăm mai mult de 50 de persoane în interiorul bisericii. Ca o prevenție, ca nu cumva să răspândim dacă există, deși încă nu există la noi în zonă niciun fel de boală. Și ne conformăm. Dar cei care stau afară nu și-au pierdut credința, n-au zis, gata, nu m-au lăsat să intru în biserică, eu plec acasă. Au zis, nu, stăm afară, stăm la străișina bisericii și ascultăm de acolo. Și stând de acolo, aud cuvântul lui Dumnezeu, se împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu și pleacă folosiți acasă. Deci au perseverență cei care stau. Păi cum era în vechime? În vechime, bisericile nu erau ca și astăzi. Bisericile din vechime erau foarte mici. Mergeți, noi avem în Marea Mureș foarte multe biserici, monument istoric, din lemn. Sunt aproape la fel bisericile și în comunitățile mici și în comunitățile mari. Adică la fel de mici. Comunități cu mii de credincioși în care biserica de lemn era mică, de nu încăpeau 30, 40, 50 de credincioși în ea. Cum făceau? Păi foarte simplu. Intrau în biserică câți puteau, iar restul stăteau la streșina bisericii. Cum e vorba aceea că zicea, stat la streșina bisericii. Stăteau roată pe lângă biserică și ascultau slujba. Cum? Își lipeau urechea de bârnele de la biserică. Sau la bisericile de lemn mai există în partea de jos și niște găuri folosite pe post de aerisire. Și stăteau lângă acele găurice și ascultau ce spune preotul, că nu exista nici sistem de sonorizare pe vremuri. Nu existau nici boxe. Și atunci erau mai mulți afară decât înăuntru. Vara stăteau în soare, iarna stăteau în frig, poate în ploaie. Dar erau perseverenți, nu și-au pierdut credința. N-au zis, eu nu vin la biserică decât dacă am condiții. Creștini adevărați întotdeauna au fost, ca să folosim un cuvânt modern, inventivi. Adică noi căutăm în fel și chip să ne mântuim. Gândiți-vă că au fost momente când creștinii n-au putut să se adune timp de 300 de ani. De la început și până la Constantin cel Mare, creștinii au fost persecutați, se adunau pe ascuns, prin case particulare, prin peșteri, prin munți, prin păduri. La Roma și-au săpat niște galerii sub pământ. Și-au creat acele celebre catacombe care există și astăzi. Sunt niște galerii pe care le-au săpat efectiv, lungi de câțiva kilometri. Și acolo se adunau în secret și se rugau. Dar nu se lăsau, nu lăsau să treacă o duminică fără să se roage, fără să participe la Sfânta Liturghie. Găsau ei metoda. Bineînțeles că sunt perioade foarte restrictive în care, să zicem, nimeni n-are voie să părăsească casa. Atunci, într-adevăr, rămânem toți în case, toți ne izolăm în case și nu ieșim niciunul. Și chiar și atunci preotul nu lasă să treacă duminica fără liturghie. Pentru că ce face preotul? Dacă nu vom putea să ieșim în biserică, dacă toți vom fi obligați să rămânem în casele noastre, eu voi săvârși în casa mea Sfânta Liturghie. Fiecare preot va face în casa lui Sfânta Liturghie. Gândiți-vă că erau în închisoare preoți și făceau Sfânta Liturghie în celula de închisoare. Nu un an, doi. 10 ani au făcut. Făceau cu bucățică de pâine pe care o puneau deoparte când o primeau
să mănânce și cu o bucată de, dacă aveau un bob de strugure, dacă aveau, sau cât de cât puțin vin pe care să-l folosească și să vârșeau Sfânta Liturghie. Deci sunt modalități. Ideea e să fim perseverenți, cum au fost cei patru, perseverenți și cu credință. Și atunci Dumnezeu ne dă și izbăvire, Dumnezeu ne dă și salvare, Dumnezeu ne dă și ajutor, pentru că nu ne putem doar lamenta, doar panica și doar să ne punem ajutorul în puterea omenească. Facem tot ceea ce ține, repet, cum am spus la început, Dumnezeu nu ne bagă în traistă. Facem tot ceea ce ține de noi, de igienă, de solidaritate și așa mai departe. Dar nu ne panicăm și nu ne lepădăm de credință acum, de frică că ce ni se va întâmpla. Ne punem și credința Dumnezeu după ce am făcut tot ceea ce ține de noi, ca să respectăm tot ceea ce este bun și bine pentru fiecare dintre noi.